își pune focusul pe client și pe angajat mai nou, că sunt din ce în ce mai puțin angajați, cum poate ea să supraviețuiască? De ce spun acest lucru? Pentru că ce-mi doresc eu din această prezentare este de fapt să înțelegeți cum folosim digitalizarea, focusându-ne pe client, să-l deservim pe el, domnul client sau doamna client, mai bine. Pentru că un business fără clienți nu există. Sunteți de acord cu mine? Perfect. Și ce spune Tony Robbins? Inovația, de fapt, înseamnă răspunsul la întrebarea cum îmi deservesc mai bine clientul. Și, de fapt, toată discuția asta despre digitalizare este strict despre cum îmi deservesc mai bine clientul. Prin marketing online, prin comunicare online, prin eficiența proceselor, prin tot felul de lucruri pe care le fac, ca de fapt să-i fie mai bine clientului. Pentru că în momentul în care e mai bine clientului, atunci îmi este și mie mai bine. Dacă eu o fac doar cu focus pe mine, pe compania mea, atunci clientul simte acest lucru în ziua de astăzi și nu mai vine către noi. Sunteți de acord cu mine? Super! Deci am intitulat astăzi prezentarea vânzări accelerate fără resurse suplimentare. Pentru că resursele sunt din ce în ce mai greu de găsit în ziua de astăzi în România. Și pe de altă parte, cu toții ne dorim vânzări mai multe, mai mari, accelerate. Majoritatea oamenilor care vin către noi, noi suntem o firmă de consultanță, dar și combinat cu agenție de online marketing. Majoritatea oamenilor care vin către noi, vin pentru că au făcut anumite acțiuni în online pentru a genera business și n-au obținut rezultatele potrivite. Și motivul este fix acesta. Că oamenii nu se focusează pe client, pe nevoia clientului. Oamenii se focusează, hai să vând eu ceva repede aici. Și în momentul în care aveam această mentalitate, vânzarea nu se produce. Pentru că clientul în ziua de astăzi este foarte informat, este deștept, este inteligent. Vrea să fie în control asupra deciziei de cumpărare. Vrea să decidă el când să cumpere. Drept pentru care ce facem noi ca și business-ul este să fim acolo, în călătoria clientului și el să vină către noi, să facem ușor ca el să vină către noi. Iar digitalizarea ne ajută la acest aspect, pe de o parte. Pe de altă parte, digitalizarea ne ajută și să ne eficientizăm nu numai procesele, ceea ce majoritatea companiilor încearcă să facă acum, dar modelul de business. Sky TV la Londra are un departament specializat care se numește Departament de Digitalizare. Aveți idee câți oameni au în acest departament? Câți credeți? 100. Ca să vedeți importanța pe care companiile care cresc și obțin din ce în ce mai mulți profituri și clienți, o dau digitalizării. Și digitalizarea la ei nu înseamnă cum fac o postare, că toată lumea e, cum se vorbea mai devreme, Laura, băi, trebuie să fiu și pe canalul ăla, și pe canalul ăla, trebuie să comunic și așa, și așa. Nu asta este întrebarea. Întrebarea este cum fac eu să vin în întâmpinarea nevoii clientului de astăzi, de mâine și de poimâine. Sunteți de acord cu mine? Super! Din perspectiva mea, soluția este smart business. Care din perspectiva mea, ce înseamnă smart business? Înseamnă un business care are o viziune foarte clară, scrisă pe hârtie și pe care absolut toți angajații o cunosc. Dar o abordare flexibilă, pentru că suntem într-o lume în care lucrurile se schimbă foarte, foarte rapid. Pe de altă parte, este un business gândit strategic, la nivel de model de business, și avem nevoie poate să facem niște ajustări acolo, la nivel de strategie, la nivel de tactici de acțiuni, pentru a putea genera mai mult business folosind online-ul. Pentru că clienții sunt în online, știm cu toții acest lucru. Și așa putem să scalăm mult mai mult afacerea. Și nu în ultimul rând, smart business este un business gândit cu impact. Gândit să aibă un impact în lume și să lase ceva în urmă. Un business căruia îi pasă pe client. Pentru că clienții în ziua de astăzi aleg companiile cu care să lucreze, aleg companiile de la care să cumpere
și pe sentimentul că îi pasă și că văd, simt, percep că îi pasă businessului respectiv de client. Și nu mă refer la proiecte de alea de CSR bullshit. Mă refer efectiv să simtă clientul că îi pasă. Dacă nu aveți smart business, părerea mea este că sunteți expus. Și ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că veți fi lăsat în urmă. Concurența va veni, companii noi vor veni și este posibil vânzările să scadă, este posibil ca oamenii să plece și la un moment dat să rămâneți fără business și poate să pierdeți și lucruri personale, dragi vouă, relații și astfel de prieteni. Deci, întrebarea mea este, sunteți pe val acum sau așteptați să vină tsunami? Pentru că tsunami vine. Poate să vină de la criza forței de muncă, dar poate să vină strict din perspectiva faptului că vin alte companii care poate nu există acum sau poate există, dar le ignorăm pentru că sunt foarte mici, cu focus pe client. Mesajul meu principal acesta este, dacă nu v-ați prins. Gerdeon ar spunea, Ficiuri spunea, 50% din obiceiurile noastre de astăzi vor dispărea sau se vor schimba în următorii 5 ani. Deci întrebarea este, cum se va schimba obiceiul clientului meu și cum îmi afectează această schimbare business-ul meu, ca să mă gândesc la digitalizare. Un studiu a fost făcut pe interesul de cumpărare și după cum vedeți aici, majoritatea oamenilor, 50%, știu sigur că nu vor să cumpere tipul de produs sau serviciu pe care îl vindeți. Și dacă ne uităm, doar 7% caută să cumpere în viitor și 3% caută să cumpere acum. Majoritatea companiilor din România ce fac? Se duc către ăștia 3%. Hai să-ți vând acum. Și uită cei 97%. De aceea, majoritatea ofertelor de cumpărare pe care le facem printr-un cold call, sper că nu mai faceți, printr-un mail de spam, sper că nu mai faceți, dar pur și simplu printr-un eveniment de networking, da? Mă întâlnesc cu cineva, încerc să-i vând ceva rapid. Pentru că asta este mentalitatea în România și după aceea dau vina pe guvern, pe bănci, pe fonduri de investiții și alte minuni care nu se întâmplă. De ce? Pentru că, de fapt, soluția este la noi, nu este în afară. Și soluția este la noi să înțelegem că oamenii nu caută activ tipul de produs sau serviciu pe care noi îl promovăm. Asta nu înseamnă că nu ne sunt potențial clienți. Să fim în călătoria clientului cu un pas, doi, trei în spate. Să fim alături de client și să-l ghidăm pe client, să-l ajutăm să vină către produsul sau serviciul nostru. Cum facem acest lucru? Eu vă propun o formulă foarte, foarte simplă. Notați-vă VIP. Să țineți minte toată această soluție. Este practic concluzia tot ceea ce am discutat până acum. Care spune foarte simplu. Am nevoie să-i dau clientului meu valoare. Înainte ca produsul sau serviciul meu să existe. În timp ce îi dau valoare, îi cresc și interes pentru produsul sau serviciul meu. După ce am generat interes la clientul respectiv potențial pentru produsul sau serviciul meu, după aceea vin și îi propun și produsul sau serviciul. Pentru că dacă îi propun produsul de la început, ce se întâmplă? Când el nu este interesat, nu cumpără. Și ca să pot să-i creez interes, am nevoie să îi dau valoare la început, pentru că așa mă ascultă. Altfel, oamenii nu mai ascultă în ziua de astăzi. Și evident, cu cât vrem să creștem mai mult vânzările, cu atât avem nevoie să prezentăm produsul sau serviciul nostru mai des, mai mult în fața potențialului nostru client. Sunteți de acord cu mine? Da, super. Exemple. Foarte, foarte pe scurt. Un exemplu pe care noi l-am făcut fix aseară. Noi suntem reprezentantul Tony Robbins în România. Pentru cine nu știe, Tony Robbins este coachul number one la nivel mondial. Ca să fii coachul de Tony Robbins costă $1,750,000. Așa, ca să înțelegeți în perspectivă diferența între Tony Robbins și un alt coach. Noi îl reprezentăm în România, el face foarte multe evenimente. Și pentru promovarea evenimentelor pe care el le face la Londra și unde noi ne dorim să ducem foarte mulți români, noi am organizat aseară și am avut un tur în toată țara, un preview de 3 ore în care pur și simplu am dat valoare potențialului client. Am dat valoare oamenilor din Brașov, astfel încât oamenii să înțeleagă despre ce este vorba Aleși de Paulus din evenimentul pe care noi îl promovăm și să vină ei. Decât să mă apuc să dau telefoane pe la unii și pe la alții și evident ce se întâmplă, să-mi închidă oamenii telefonul în nas. Prefer să dau valoare, să vină oamenii să vadă, să simtă, să experimenteze, după care să decidă să meargă și mai departe. Evident că în cadrul evenimentului am făcut și o ofertă specială celor care au fost,
tocmai pe principiul value, interest și product, adică generezi interes și oferi și ceva. Un alt exemplu este Infusionsoft. Este un soft pe care noi îl folosim pentru generarea de mail-uri automatizate și gestiunea contactelor noastre. Un soft de marketing automation, care nu vin și te sună și să-ți spună, știi, am un soft extraordinar pentru tine, hai să ne întâlnim să-ți-l prezint. Pentru că ce-ați face în momentul de față? N-am timp, nu mă interesează. Ce fac ei este să organizeze workshop-ul în online și în offline, să susțină prezentări, nu despre ei și softul ei, lor, ci despre marketing automation. Ca să înțeleagă omul cum poate marketing automation să-l ajute în business, evident, să-și crească vânzările. După ce prezintă conceptul și omul înțelege cum poate marketing automation să-l ajute în business, după aceea vine și spune, apropo, am și eu softul ăsta care te ajută. Un alt exemplu este Jerry Roberts. Este unul din mentorii mei. Apropo, aceasta este cartea mea pe care am scris-o și a devenit și bestseller pe Amazon. Și care are o agenție, are o editură de cărți. Nu vine și spune, hai să-ți public eu cartea, dăm niște bani. Vine și spune, hai să-ți arăt cum publicarea, cum tu, scriind o carte, poți să devii expert în business-ul tău, poți să fii mai bine poziționat, poți să atragi mai mulți clienți. Este o carte de vizită extraordinară și, apropo, îți arăt și cum să scrii cartea și tu și editez eu. Beneficiez de serviciile mele. Deci, practic, pui nevoia clientului înainte, îl educi. Se numește marketing educațional sau de goodwill marketing. După care vin cu produsul sau serviciul. Și toate lucrurile astea se fac și digital și în evenimente. Cel mai bine este o combinație între cele două. Un alt